Operatorii au dat startul unor oferte promoționale ca să-și umple în perioada următoare avioanele. Așadar, puteți zbura cu 100 de euro dus întors în aproape toată Europa sau cu 500 de euro până în Singapore. Companiile aeriene au intrat în hora reducerilor, însă cei care vor să cumpere bilete trebuie să fie pe fază. Spre exemplu, la un avion de 140 de locuri sunt doar 7 bilete cu reducere. Aveți șanse mari să prindeți oferta dacă alegeți o destinație unde sunt curse în fiecare zi. Este foarte bine să le luăm din vreme. Întotdeauna se lansează pentru sezonul, de exemplu, de iarnă, se lansează pentru toamnă sau pentru întotdeauna se lansează cu un an înainte. Ca de exemplu, săptămâna aceasta am avut ofertă la Qatar, pentru 3 zile a ținut oferta. Știm că este compania cea mai bună de zbor și am avut destinații extreme, de exemplu Tokyo, Japonia, Corea de Sud. Companiile low cost au alte oferte. Anunță reduceri de până la 20% la toate destinațiile, însă doar pentru biletele cumpărate într-o zi special desemnată pentru asta. Pentru low cost, la fel. Vorbim de tarife de la 1 euro fără taxe de aeroport, da? Atenție! Putem să vorbim la linie de 100 de euro, da? Un bilet pentru destinații cu servicii, da? Un avion cu servicii de masă și servicii de garantare în caz de, știu, intemperii, cum sunt vremea care nu e, totdeauna ne ajută, mai știm și de cod portocaliu și nu ajungem, ne oferă o cazare, ne oferă pachet, toate costurile pentru următorul zbor. Pentru low cost nu avem aceleași servicii, nu ne garantează, da? Putem pierde biletul, dar putem să ne facem o asigurare ștornă pentru a ne proteja în caz de intemperii. Că nu prindem legături sau știu eu ce. Și aici putem vorbi de tarife foarte joase, de genul de la 10 euro, 20 de euro un bilet pentru Roma, Milano, în extra sezon. Vara nu ne așteptăm, aceste low costuri sunt pline, mai ales că știm că românii noștri lucrează în afară, în ceea ce vorbim Italia, Spania, mai nou Germania și foarte aglomerată este zona Marea Britanie, Londra. Cei care nu sunt tentați să zboare pot opta pentru un alt mijloc de transport, vasul de croazieră. O asemenea ofertă este scoasă pe piață doar pentru puțin timp, de exemplu între 4 și 7 februarie. 96 de ore de rezervări și cuprinde, este de fapt oferta, unul plătește și celălalt merge gratuit. Este foarte avantajoasă, este cea mai avantajoasă, este lansată de 2 ori pe an. Primăvara este lansată pentru toamnă și iarna acum se lansează pentru primăvară. Vorbim de martie, aprilie și mai. Doar atât este această ofertă 1 plus 1 gratis. Agențiile de turism au pregătit mai multe opțiuni pentru cei care vor să plece în vacanță după iarnă. În țară sau în străinătate, prețurile au ajuns la valori accesibile pentru orice buzunar, așa că cei care nu au avut parte de un concediu pot profita acum.